Se anunță numeroase noutăți la târgul de Crăciun din acest an din municipiul Buzău. Cel puțin asta prevede proiectul de organizare și funcționare a târgului, aprobat recent de Consiliul Local Municipal. Schimbările survin și ca urmare a propunerilor făcute de o firmă în perioada de dezbatere publică a proiectului. Una dintre propuneri vizează instalarea unei piste pentru mașinuțe bușitoare în Orășelul Copiilor, din Parcul Crâng, iar cea de-a doua se referă la scăderea taxei de participare la evenimentul dedicat sărbătorilor de iarnă. Am primit un amendament, a fost înregistrat la registratura primăriei, din partea unei societăți comerciale, prin care ni se solicită ca în cadrul acestui, în zona de agrement de la Târgul de Crăciun, să avem și o pistă pentru mașinuțe bușitoare și totodată solicită reducerea taxei de la 1000 de lei la 300 de lei. Consiliul Local Buzău a aprobat doar primul amendament propus, astfel că, pe toată perioada târgului de Crăciun, copiii și nu numai ei vor avea parte de o pistă special amenajată pentru mașinuțele bușitoare. Primăria Buzău și-a propus să ofere buzoienilor și alte surprize, atât la târgul de Crăciun, cât și de Revelion. Ca o noutate, față de alți ani, concertele ar urma să fie plătite din banii obținuți de administrația locală din sponsorizări. Și încercăm să avem, ca de obicei, să le îmbinăm pe toate, adică să fie și pentru copii, că ați auzit și de mașini bușitoare, și de, dar să fie și spectacole, să fie oamenii când merg acolo să poată să aibă și un can de vin fiert și produse tradiționale. Deci încercăm inclusiv prin sponsorizări să, pentru că banii sunt puțini, deci încercăm să, de exemplu, partea de artiști să o acoperim prin sponsorizări. Atât Orășelul Copiilor, cât și Târgul de Crăciun vor funcționa în zona obeliscului din Parcul Crâng, în perioada 1 decembrie 2024-5 ianuarie 2025. În aceeași zonă, foarte probabil, se va organiza și Revelionul.